Bună ziua! Europarlamentarul Cătălin Ivan este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Am fost martorii unui eveniment istoric zilele acestea, ultimul rege al României încetat din viață. Cum apreciați prezența 10.000 de oameni care l-au condus pe regele Mihai pe ultimul drum? Ce ar trebui să înțelegem din acest eveniment? E un semn bun, un semn de normalitate. Dincolo de dezbaterea istorică, dacă deciziile regelui Mihai au fost bune, n-au fost bune, încercăm să scoatem din această dezbatere toată propaganda comunistă care a rescris cărțile de istorie și le-a denaturat în așa fel încât să folosească Partidului Comunist. Sigur, toți am învățat după acele manuale, dar s-au scris foarte multe alte cărți despre acea perioadă. Ne uităm la reacția celor de afară, la reacția NATO, la reacția marilor case regale, la reacția venită din Statele Unite ale Americii și vedem totuși că regele Mihai a fost un lider mondial apreciat pentru ce a făcut în perioada celui de-al doilea război mondial. Dar mesajul pe care l-au dat românii ieșind în stradă în ziua înmormântării, cozile care au fost în zilele premergătoare, arată că societatea românească are nevoie de valori, simte nevoia unor repere. Iar regele Mihai, cel puțin din punctul meu de vedere, dincolo de personalitatea istorică, a fost un reper de moralitate, de decență, de echilibru. A fost un simbol de care România are nevoie. Nu știu ce rol va juca în continuare Casa Regală în societatea românească. Vom vedea, cu toate